Bună ziua! Bine ați venit la emisiunea Design Talk cu gazda dumneavoastră. Sunt arhitect Monica Frangulea și astăzi vom discuta despre mozaicuri. Toată lumea știe ce sunt mozaicurile. Am ales să discutăm despre mozaicuri pentru că, sigur, ele fac parte din categoria tipurilor de placaje, gresie, faianță. Același lucru este și mozaicul, doar că vorbim de niște plăci de dimensiuni mai mici care sunt folosite un pic diferit față de placajele normale. Mozaicurile sunt de diferite tipuri, de diferite mărimi. În general, lumea este, este, este obișnuită cu uh, mozaicurile de mici dimensiuni, uh, pătrate, plăcuțele acelea uh, care sunt pătrate, dar uh, în ultima vreme tehnologia a evoluat, uh, trendurile și moda chiar și în materialele de construcție a evoluat, așa că au apărut uh, multe alte tipuri de mozaicuri. O să discutăm de diverse forme, diverse tipuri și, după obișnuita pauză de, de muzică de la mijlocul emisiunii, o să discutăm și despre niște tipuri de mozaicuri speciale, adică mozaicuri antibacteriene, care sunt foarte în vogă acum din cauza situației de pandemie pe care o avem, și niște mozaicuri fotoluminescente, mozaicuri fosforescente. Să începem prin a înșira pe scurt câte tipuri și câte forme de mozaicuri există. Eu am lucrat cu toate aceste tipuri în practica mea de arhitectură. După cum știți, eu sunt arhitect și există, în afară de, evident, mozaicurile standard, cele pătrate, există niște tipuri de mozaic foarte frumoase. Care nu au suprafața perfect plată, au o suprafață tridimensională, deci în relief. Așa cum v-am obișnuit și la alte emisiuni, vedeți alături de mine niște imagini pe care eu le-am pregătit cu mozaicuri de la branduri foarte celebre de mozaic în niște. Designuri și niște decoruri de interior mai speciale, în care veți vedea și aceste tipuri de mozaic care sunt tridimensionale. Mozaicuri foarte frumoase sunt cele care nu sunt pătrate, sunt pot să fie rotunde, pot să fie hexagonale. Sunt, sunt interesante, deși lumea când aude de ele prima oară este un pic uimită. Pentru că, sigur, toată lumea se gândește bine, dar ce facem cu baza lor, acel kit care noi vrem să fie poate mai puțin vizibil? Și dacă discutăm de niște plăci rotunde, de exemplu, înseamnă că acea suprafață dintre elementele de mozaic este mai mare și este mai vizibilă. Acest lucru nu mai este deranjant la ora actuală, pentru că și aceste kituri pot să fie colorate. Pot să fie foarte frumoase, să aibă diverse tipuri de suprafață și să fie frumoase și ele în sine, între, între, în spațiile dintre elementele de mozaic. Există, de asemenea, chiar ca cele de formă pătrată, sunt mai multe tipuri de dimensiuni, pornesc de la 2,5 cm până la plăci chiar un pic mai mari. Uh, dar există o diferență dintre ele și uh, gresia sau faianța normală, atât uh, ca tehnologie de fabricare, cât și ca tehnologie de aplicare. Uh, unde plasăm aceste mozaicuri? Uh, S-a ajuns uh, arhitecții din ziua de astăzi, uh, designerii, decoratorii de interior, uh, ei aleg să placeze aceste mozaicuri în uh, locuri uh, uneori poate neașteptate pentru clienți, pentru public. Evident că cea mai mare utilitate este în continuare folosirea lor pe, pe planșeu, pe pardoseală, pe suprafață orizontală. Ele sunt fabricate astfel încât să fie foarte durabile, să fie foarte rezistente. O să discutăm mai târziu și despre acest aspect. Cele mai. Um, um, cele mai utilizate o folosință foarte utilizată a mozaicului este la piscine, iar pentru producătorii și firmele care vând mozaic, ei știu că în lucrările în care se folosește mozaicul pentru o piscină, sunt lucrările în care ei primesc comenzi cele mai mari, comenzile cele mai mari pentru că desigur acolo vorbim de suprafețe foarte mari. Când ne gândim că în piscină sunt și pereții verticali, dar și fundul piscinei, și evident că acolo va fi o cantitate mult mai mare decât cantitatea folosită, de exemplu, într-un apartament sau chiar într-o casă. Vom vedea și în exemplele alăturate mozaicuri splendide folosite pe pereți, situație în care vedem că se ajunge la folosirea mozaicului și ca element efectiv decorativ. Deci se pot crea mozaicuri care arată ca niște tablouri cu motive florale, cu motive animale, chiar și cu motive geometrice. Ele pot fi foarte interesante, pot să arate ca un tapet. Noi am discutat în emisiunea precedentă despre, despre tapet. Puteți găsi emisiunea înregistrată dacă nu ați fost cu noi alături când am transmis emisiunea live după ce uh, emisiunea este transmisă live, ea este păstrată pe site-ul FM și îl puteți găsi acolo, în pagina Design Talk. Uh, și ce am discutat noi uh, luna trecută cu invitata noastră de atunci, arhitectul Ilea Toader, este valabil și în cazul de față, în care vrem să folosim o zonă pe un perete uh, cu un mozaic special, cu un motiv special, Mozaicul, spre deosebire de tapet, are avantajul că este evident mult mai durabil, este un material mult mai rezistent, el nu se va distruge niciodată, indiferent ce se întâmplă, nu îl afectează nici lumina soarelui, nici apa, nici umezeala, absolut nimic. Și evident că are și un luciu special, el reflectă lumina, de obicei mozaicul are o suprafață lucioasă, reflectorizantă, dar, evident, că găsim și mozaicuri cu suprafață mată sau cu o suprafață mai rugoasă, cu inserții în ea. Vom găsi și exemple de mozaicuri aplicate pe tavan. Dacă urmăriți imaginile care se desfășoară alături de mine, amintesc ascultătorilor noștri la radio că emisiunea este transmisă și la live și pe video. Deci dacă accesați de pe site-ul nostru zona cu play, puteți să ne și vedeți și evident că puteți să vedeți și imaginile pe care noi le arătăm la diverse emisiuni. Există câteva exemple în imaginile pe care eu le-am ales astăzi să, să vi le arăt, în care au fost aplicate niște mozaicuri foarte speciale cu niște modele foarte interesante pe tavan să fiți sigur că tehnica de aplicare a acelui mozaic pe acel tavan nu a fost simplă, nu este ușor, având în vedere că, totuși, tehnica de aplicare a mozaicului este o tehnică umedă, și până în momentul în care se face priza, adică acel lipici, acea bază pe care este aplicat mozaicul, până în momentul în care este uscat. Nu este lipit în siguranță, deci probabil el a trebuit să fie aplicat și a trebuit să fie susținut pentru câteva ore cu o bază de desuptul mozaicului, pentru ca acel mozaic să poată să, să nu se desprindă după ce a imediat după ce a fost aplicat. Dar oricum, sunt niște lucrări care pot să fie foarte spectaculoase în momentul în care ele au fost terminate și. Putem vedea acest lucru și în imaginile de alături. Ce este foarte interesant pentru mozaic, pentru că mozaicul, așa cum am spus, este format din piese mai mici, este faptul că putem să acoperim și suprafețe curbe. Acest lucru, evident, că este mult mai greu de realizat cu plăci mai mari de gresie sau de faianță, dar, deoarece mozaicul este mai mic, putem să acoperim aceste suprafețe curbe care pot fi efectiv elemente din clădire, anumiți pereți curbi, dar chiar și elemente mai mici de decor, obiecte, statui, o cadă de baie, acele ghivece de mare dimensiune decorative cu plante de interior pot fi și ele acoperite cu acest mozaic și efectul este foarte spectaculos, foarte frumos. De asemenea, modelele pe care noi putem să le realizăm cu mozaicul este, este foarte interesant pentru că, practic, putem să facem ca la imaginile digitale realizate din pixeli, așa cum știm, orice imagine digitală este formată din acei pixeli, fiecare pixel are o culoare solidă, o culoare anume și acest lucru putem să-l facem la o scară mai mare și din mozaic. Așa cum vedeți și în imaginile de alături, sunt branduri, Bizața, de exemplu, care realizează efectiv din mozaic de formă pătrată plăcuțe mici, realizează imagini, realizează aproape la nivel fotografic, foarte frumoase, foarte interesante și se pot obține, deci, atât modele geometrice, cât și efectiv imagini, imagini gen. O imagine fotografică, redarea unui chip, a unei statui, dar putem obține și pentru pardoseală și covoare. Acele covoare de mozaic sunt foarte interesante. Ele pot fi făcute chiar după modelul unui covor real. Există mari firme care produc mozaic, firme celebre în lume. Care chiar au realizat copii după covoare celebre din palate, deci covoare istorice, care acum nu mai pot fi văzute decât la muzee. Ei copiază acele covoare realizându-le din mozaic și ele evident că vor fi fără moarte. Culorile sunt foarte vii, nu, culorile nu se estompează în timp, așa cum am mai spus. Din ce materiale pot fi aceste mozaicuri? Evident că avem aceleași materiale care le regăsim și în situația gresiei și afanței, adică pot să fie din material ceramic, ele pot fi și din sticlă, și atunci vom sesiza o diferență pentru că se poate obține o oarecare transparență. Există și tipuri de mozaic care chiar sunt transparente și ele pot fi aplicate cu uh, o bază, cu un kit siliconic transparent pe o suprafață transparentă, de exemplu o sticlă sau un plexiglas și efectiv să, să fie lumina să treacă prin ele, să se creeze un efect de transparență uh, foarte impresionant. Um, din ce mai pot fi făcute mozaicurile? Din piatră naturală. Am văzut chiar și mozaicuri realizate din pietre semiprețioase, din Quarț, din cochilii. Există de asemenea și mozaicuri cu inserții metalice, aurii, argintii. Ele pot fi folosite cu mare spectaculozitate, doar ca accent, deci nu este nevoie să folosim o suprafață a unui perete în întregime aurie, dar un anumit model geometric care a fost inserat în culoarea de fundal poate să fie foarte maestuos, foarte interesant. Veți vedea astfel de exemple și în imaginile care se desfășoară alături. Pot să vă spun însă că există și variante mai ieftine, din plastic. Eu am văzut mozaic de plastic fabricat de exemplu, în China, mai sunt și în alte țări, este mult mai ieftin, arată destul de bine, dar trebuie să ținem cont totuși că un material plastic este mult mai fragil decât un material ceramic sau o piatră sau chiar sticla. Ele pot să se mătuiască în timp, își pierd luciul și am mai constatat că, nu știu de ce, dar se alege să se realizeze de către fabricant într-o grosime mult mai mică decât grosimea oarecum standard a mozaicului, dar nu puteam să evit și să nu menționez și acest mozaic de plastic pe care eu l-am văzut și pe piață și l-am văzut și în lucrări, deci pereți acoperit cu acest tip de mozaic. Evident că în locuințele noastre noi putem folosi mozaicul la pardoseli, putem să-l folosim în baie, putem să-l folosim de asemenea și în bucătărie, în acea zonă pe care o numesc americanii backsplash, adică este zona dintre blatul de la bucătărie, mai ales în zona chiuvetei, și dulapurile care se află deasupra, în perete, deci acea zonă de perete, astfel încât să nu, să nu fie afectată de stropii de apă care sar de la chiuvetă, pot fi acoperiți cu mozaic. Și avantajul este că putem crea niște modele foarte speciale, putem practic crea orice desen, orice model din mozaic. O să facem o mică pauză de muzică, după care vom reveni cu niște amănunte foarte interesante despre niște mozaicuri speciale care au fost realizate cu o tehnologie avansată în ultima vreme, anume mozaicul fosforescent și mozaicul antimicrobian și evident vom răspunde și la întrebările care le-am primit de la dumneavoastră. revenim cu partea a doua a emisiunii Design Talk cu arhitect Monica Frangulea. Așa cum v-am promis înainte de pauză, aș vrea să aduc în discuție două tipuri de mozaic foarte special, mie mi se par foarte interesante. Primul tip de mozaic este mozaicul fosforescent. Așa cum înțelegeți și din denumire, este vorba de un tip de mozaic care conține pigmenți fotoluminescenți, care au capacitatea de a absorbi și stoca energia de la o sursă de lumină artificială sau naturală. Ce, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, exact cum este și fosforul, aceste mozaicuri, în momentul în care este, sunt luminate, deci pe timpul zilei, el arată ca un, ca un mozaic normal. Pot fi albe, pot fi un pic turcoaz, un pic albăstui, așa cum este și culoarea fosforului. Dar pe timp de noapte, sau în momentul în care într-o încăpere se stinge lumina complet, ele sunt cel mai bine vizibile pe întuneric total, ele luminează. Acest lucru mie mi se pare foarte interesant, pentru că ele se transformă practic într-un element care luminează fără să fie cuplat la niciun fel de curent electric, la niciun fel de sursă de energie. Eu am folosit acest tip de mozaic în, în toate proiectele mele, sunt fascinată de el. Există o firmă în Spania, Vidrepur, care este de fapt cam singura pe piață, care produce într-o calitate excepțională acest tip de mozaic și este foarte interesant pentru că el poate fi folosit în foarte multe scopuri. Evident, scopul principal este cel estetic, și dacă ne gândim, de exemplu, într-o baie, dacă avem o suprafață, poate să fie pe pereți, poate să fie și pe pardoseală, poate să fie și pe suprafața căzii, deci suprafața exterioară, peretele căzii, de exemplu. Putem să folosim acest mozaic combinat cu alte tipuri de mozaic, de deci să creăm niște, niște desene, niște modele și în momentul în care nu noaptea, de exemplu, vrem să intrăm în baie, nu mai este nevoie să aprindem lumina, ele sunt suficiente pentru a lumina să zicem așa ca o putere, ca o energie de lumină, sunt aproape la fel de puternice dacă am avea un set de lumânări, de exemplu. Deci se creează o atmosferă foarte plăcută, foarte interesantă, cu această lumină spectrală, un pic albastră, dar în același timp ele ne ajută să ne ghidăm, deci noi putem să vedem în jurul nostru unde suntem, unde mergem, să dăm drumul la apă, să ne orientăm. Eu am folosit aceste mozaicuri peste tot, deci și pe pardoseală în living și în bucătărie pe perete. Poate fi folosit în toată casa, se pot pune modele și dungi care efectiv noaptea te ghidează și ele ca să absorbă această energie, evident că au nevoie de o sursă de lumină. Deci, este de dorit ca ele să fie folosite într-o baie în care există totuși o fereastră. Ele nu au nevoie de o sursă foarte puternică de lumină, chiar și o fereastră mai mică. Dacă nu, să existe o, o lumină de veche. De obicei, în casă, deci în living, în celelalte încăperi, avem lumină naturală. Chiar dacă nu suficientă, să zicem, într-un hol mai întunecat, ea este totuși suficientă, astfel încât pe timp de noapte, în spațiul interior, când toate luminile sunt stinse, acest mozaic va fi foarte, foarte vizibil și va fi foarte spectaculos. Ca să. Trebuie să accentuez și un, un aspect foarte important. Aceste mozaicuri, deci, trec printr-un proces. Practic, un proces chimic prin care ele se încarcă cu această energie, care o primesc de la lumina naturală sau artificială, pe timpul zilei, după care noaptea ele luminând, evident că se descarcă. Ele au un timp de luminozitate foarte îndelungat, 6 ore, șapte ore, din ce am constatat eu, deci aproape că luminează toată noaptea, iar acest ciclu de încărcare, descărcare, este la nesfârșit. De deci cele nu își vor pierde proprietatea de a se încărca și de a lumina noaptea în timp. Există lucrări foarte interesante pe care eu le prezint în, slideshow-ul alăturat, în care s-a folosit acest tip de mozaic în piscine. Eu am folosit și la exterior, deci în curți exterioare, dar evident că trebuie să avem grijă dacă curtea respectivă se află în centrul orașului, va exista întotdeauna o lumină ambientală în jur, iar dacă este lumină în jur, nu va fi atât de vizibil acest mozaic. El este cel mai vizibil atunci când este întuneric total. Am avut, am avut surpriza să-mi fie cerut să realizez un proiect folosind acest tip de mozaic, care a fost un proiect tehnic, nu a fost vorba de o, o, o utilitate estetică. Uh, ci uh, mi s-a cerut să încerc să folosesc acest mozaic uh, ca un element de iluminat de siguranță. Adică, uh, pentru. Era vorba de o clădire uh, foarte mare de locuințe în Toronto, uh, deci uh, mi s-a cerut să încercăm să, să, să folosim acest mozaic uh, creând niște linii de ghidare. Pentru holurile și zonele de evacuare. Deci, ele s-au folosit în clădire peste tot, deci, începând din holuri în momentul în care se iese din apartament, pe toată lungimea tuturor scărilor până la subsolurile de parcare. Și este foarte interesant pentru că, în caz de dezastru, dacă se întâmplă ceva, se oprește curentul electric, evident că există. Sistemul de lumini de siguranță, dar chiar și acest sistem, în anumite condiții, poate să nu funcționeze. Eu am vorbit pe larg despre acest lucru la o conferință pe care am susținut-o în, în decembrie, o conferință internațională. A fost foarte bine primită ideea, mai ales că am discutat de o idee inovativă realizată într-un proiect practic cu mare succes. Deci, efectiv, am putut să folosim acel mozaic ca element de iluminat. De iluminat, de siguranță. Vorbim aici de o situație în care folosirea acestui mozaic poate să salveze vieți. Dar, desigur, eu, ca arhitect, rămân pe ideea că este foarte frumos acest mozaic. Uh, și este foarte interesant să-l folosim efectiv uh, pentru frumusețea lui, pentru estetica lui și efectul care îl are pe timpul nopții uh, sau în momentul în care în spațiu, așa cum am menționat, în spațiu nu mai există deloc uh, lumină. Am mai, uh, am mai întâlnit uh, recent un tip de mozaic uh, care este un mozaic antimicrobian. Cum este posibil acest lucru? Și eu m-am mirat, dar el a fost testat și este deja folosit în, în foarte multe exemple, în foarte multe lucrări, cu un efect absolut garantat. Deci, acest mozaic are proprietăți de purificare a apei. El este folosit cu precădere în piscine, dar nu numai. El se bazează pe o tehnologie avansată. Bazată pe fotocataliză. Adică fotocataliză este o reacție care folosește lumina pentru a activa o substanță numită fotocatalizant, vorbind de o tehnologie nouă și foarte avansată de oxidare folosită pentru purificarea apei, dar și a aerului. O suprafață fotocatalitică în prezența luminii are următoarele proprietăți. Are proprietățile de autocurățare, deci se curăță singură și se dezinfectează singură. Are proprietăți antibacteriale și antivirale, deci omoară chiar și virus și bacterii. Este antifung și antimucegai. Antifung, adică omoară tipurile de ciuperci care pot să apară inclusiv la nivel de chit. Are efect antistatic, deci nu aderă praful pe suprafața respectivă de mozaic atât de mult ca la alte tipuri de suprafețe. Are o protecție împotriva razelor ultraviolete și are chiar și efect de decontaminare, de, de poluare a mediului uh, imediat, uh, în apropierea imediată a acestui tip de mozaic. Uh, ca exemplu, uh, firma Fidrepur are, are acest mozaic în numele de Technoclean uh, și am uh, văzut lucrări în care a fost folosit acest mozaic pentru piscine. Și chiar și la demonstrațiile pe care le fac diversele branduri care fabrică acest mozaic, am observat cum a fost umplută piscina cu o apă noroioasă, foarte murdară, care evident că a fost testată înainte, avea și microbi și ciuperci de toate. Și pe parcurs, începând cu după câteva ore, până a doua zi, apa în piscină era absolut limpede și la analiză, la testare, s-a văzut că nu mai erau nici acei microbi, nici acele ciuperci. Mi s-a părut foarte, foarte interesant acest lucru, mai ales în condițiile, așa cum am menționat, de pandemie, în care vedem că importanța faptului de a avea suprafețele sanitizate să fie totul cât mai curat. Vedem ce eforturi se fac pentru a dezinfecta în continu suprafețele cu care intrăm în contact pentru a ne feri de, de virus. Acest mozaic face această, această treabă doar prin expunerea lui la lumină și așa cum am menționat și anterior la mozaicul fosforescent, aceste calități Mozaicul nu le pierde în timp. Deci, nu este o substanță care a fost ceva vopsit sau e o substanță care este în corpul materialului, care se evaporă sau își pierde proprietățile. El așa a fost fabricat și așa va rămâne pe timp foarte îndelungat. Știm foarte bine că mozaicul este foarte rezistent, așa cum am spus și mai înainte. Dacă ar fi să discutăm un pic de cum: cum este pus în. cum montăm acest mozaic? În momentul în care noi alegem soluția de a aplica un mozaic și ne ducem la o reprezentanță, la magazin să-l cumpărăm, vom constata că există două tipuri de, de prezentare, de vânzare. Evident că nu putem cumpăra mozaicul așa cum cumpărăm plăcile de faianță, placă de placă. Nu mergem la magazin și venim cu un sac pentru 10 metri pătrați plin de niște mozaicuri, bucățele mici și începem să le, să le lipim una lângă alta. Din acest motiv, fabricanții le fabrică și niște matrițe speciale. Ei le lipesc pe mai multe tipuri de suporturi, adică sau le lipesc pe o plasă, este o plasă cu niște găuri destul de mari, dar suficient de, de mici pentru a adera fiecare plăcuță de mozaic pe ele. În momentul în care noi aplicăm mozaicul pe perete, evident se pune întâi uh, uh, kitul special de lipire, după care acea placă, așa cum este ea, se lipește cu tot cu plasă pe perete. În felul acesta ne este mai ușor pentru că aplicăm efectiv bucată lângă bucată aceste plăci care au oarecum dimensiunea unei bucăți standard de, de gresie, deci este mai ușor de lucrat cu ele. Este foarte simplu pentru că în momentul în care am ajuns la capătul peretelui sau într-o zonă marginală, nu mai este nevoie să folosim acele aparate prin care se taie fizică bucata de gresie, ci efectiv cu o farfecă se taie în zona în care, acea plasă, în zona în care avem nevoie și se aplică exact pe dimensiunea de care avem nevoie. Mai există încă o variantă prin care poate fi cumpărat mozaicul. Există un suport de hârtie pe care fabricanții îl aplică deasupra plăcuțelor de mozaic. Deci, dacă ne-am hotărât să cumpărăm un mozaic și mergem la magazin, vedem pe ambalaj fotografia cu mozaicul respectiv, dar când ne uităm în pachet, noi nu vom vedea suprafața acelui mozaic, pentru că acea hârtie se află deasupra. Pot să vă spun că am întâlnit o situație în Grecia în care cineva nu a fost chiar foarte atent la instrucțiunile de folosire și a aplicat uh, mozaicul respectiv uh, cu hârtia pe dedesubt, deci a crezut că este baza. Probabil că partea din spate a acelui mozaic arăta destul de frumos, astfel încât s-a putut păcăli că ar putea fi suprafața vizibilă a mozaicului, și a fost un dezastru pentru că acea hârtie de este la suprafață, mozaicul intră în kitul de lipire cu partea cealaltă, și în momentul în care el s-a uscat deci este lipit și este absolut asigurat, dar abia atunci se dezlipește acea hârtie care este un pic autocolantă, se dezlipește ușor de pe suprafața uh, mozaicului și avem în final uh, vizibilă uh, acea parte a mozaicului care trebuie, să rămână, care trebuie să rămână către noi, care trebuie să rămână vizibilă. Deci s-a întâmplat și situația respectivă și pot să vă spun că era vorba de o piscină la un hotel foarte mare, suprafață foarte mare. Evident că după ce s-a uscat kitul s-a desprins absolut tot și a trebuit curățat și recumpărat, pentru că nu mai poate fi refolosită orice greșeală facem cu un mozaic, acel kit de lipire este un kit foarte foarte derent, el nu mai poate fi curățat de pe de pe mozaic și vă dați seama că nu a fost chiar foarte vesel pentru, pentru firma care avea acel hotel. Din acest motiv, eu am să atrag atenția încă o dată ascultătorilor și telespectatorilor noștri asupra faptului că aceste tipuri de lucrări, care sunt și lucrări de construcții, dar și de, de decor, este bine să fie făcute apelând la un specialist la un arhitect, la un designer de interior, să nu încercăm să le facem singuri. Eu sunt conștientă că există pe YouTube foarte multe videouri de tutoriale în care noi suntem învățați de acolo cum să facem și cum să procedăm, dar trebuie să vă gândiți că chiar dacă învățăm tehnica și suntem îndemânatici, tot va trebui să cumpărăm foarte multe scule, foarte multe materiale. Materialele trebuie calculate cu foarte mare atenție pentru că riscăm sau să nu fi cumpărat ajuns sau să fi cumpărat prea mult, să fi cheltuit prea mult. Vom cheltui mult și pentru ustensilele și sculele de care avem nevoie, pe care odată utilizate poate că nu o să mai avem nevoie de ele și altă dată. Deci putem risca să intrăm în situația de a cheltui mult mai mult în dorința de a face o economie și a nu apela la specialist. Nu vorbesc numai de specialistul în imagine, deci arhitectul care face proiectul respectiv, dar chiar și specialistul care, meșterul care este specializat în aplicarea de mozaic. Mozaicul nu se aplică ușor, deși pare, pare simplu, chiar și din povestea mea. Riscăm, dacă nu apelăm la specialist, să ne coste, de fapt, mai mult în final și riscăm în același timp ca rezultatul final, care este totuși o lucrare cu care vom rămâne, poate, pe viață, să nu fie cel dorit. Deci, nici financiar și nici din punct de vedere vizual. Și de, și de data aceasta am primit foarte multe întrebări. De la ascultătorii mei. Deci, țin să vă aduc aminte, încă o dată, eu de obicei anunț subiectul emisiunii următoare cu câteva zile înainte de luni, deci în jur, în jur de vineri-sâmbătă. El este anunțat subiectul, deci despre ce voi vorbi, este anunțat și pe social media, pe pagina de Facebook și de Instagram a radioului nostru, Art FM a postului nostru, dar și pe um, postul meu de Instagram, care este pe numele meu Monica Frangulea, dar și pe pagina mea de Facebook de arhitectură Monica Architectural Studio și acolo eu aștept întrebările dumneavoastră um, ca mesaje private sau puteți pune și comentarii Pagina mea de Facebook, pentru că este pagina brandului meu de arhitectură, este o pagină publică, deci foarte, poate fi accesată foarte ușor, nu este nevoie să faceți friend request. La fel este și contul meu de Instagram, Monica underscore care a fost creat pentru brandul meu de bijuterii. Este o pagină publică pentru brand. Și acum și pentru emisiunea noastră Radio TV. Ca de obicei, am ales. O întrebare, să răspund la o întrebare care mie mi s-a părut foarte interesantă. Restul întrebărilor eu am încercat să le încadrez în prezentarea pe care am făcut-o până acum. O întrebare oarecum amuzantă, dar foarte corectă, pe care eu am mai primit-o de la alți clienți și prieteni mei. Cum se face că mozaicul, deși vedem că are o suprafață lucioasă, nu este alunecos? Lumea se referă cu precădere la exemplu în care folosim mozaicul pentru piscine, deci pe marginea piscinelor, pe unde mergem și evident că întotdeauna acolo există riscul să fie apă care este, este împroșcată din piscină. Deci vorbim de o suprafață de gresie, udă, care uh, poate să fie alunecoasă? Cum se face că uh, putem folosi mozaicul uh, la piscine și este recomandat întotdeauna să fie folosit în jurul piscinelor? Și cum se face că uh, am putea, de exemplu, și în bucătărie sau în baie să-l folosim pe, pe pardoseală și nu alunecăm? Uh, Într-adevăr, uh, pe gresie sau pe faianță am alunecat în mod sigur uh, dacă suprafața respectivă ar fi udă, dar, la mozaic, situația se schimbă puțin, chiar dacă este vorba de același material din care este făcut mozaicul. Există două elemente care fac ca acest mozaic să aibă o aderență mult mai bună și să provoace acest efect că noi nu alunecăm pe el. Primul factor ar fi rosturile. Deci, faptul că aceste piese de mozaic sunt mult mai mici, deci ei au mult mai multe margini. Acele zone care se află între piesele de mozaic și care sunt, nu numai că ele sunt din acel kit care este, este mat, nu are, nu e, niciodată nu este lucios, dar de obicei el nu se află în aceeași planeitate nu este în aceeași suprafață cu suprafața mozaicului. Deci există o mic șans acolo și asta creează ca un prag. Deci piciorul sau orice obiect, orice scaun, orice, orice lucru se proptește în acea margine. Ori acea margine este din 2 în 2 cm. Deci noi chiar dacă am avea un pic, Tendința să să alunecăm pe o mică piesă de mozaic, imediat în, în cantul dintre piese, următor, în 2 cm, ne-am și oprit. Deci, practic, nu există absolut deloc riscul să alunecăm. De asemenea, suprafața în sine a mozaicului, dacă suntem atenți, și firmele producătoare de mozaic aleg pentru colecțiile de piscine să aibă și varianta de suprafață mată a acestor mozaicuri sau să aibă o suprafață cu asperități. Deci sunt niște asperități foarte mici, nu este ceva care să zgârie, doar că nu sunt perfect lucioase, cum ar fi o sticlă, și acest lucru ajută, ajută foarte mult. Deci trebuie să, să fim siguri, putem să fim siguri că folosirea mozaicului nu nu poate la piscină sau oriunde ne este frică să alunecăm, nu vom aluneca pe mozaic sub nicio formă. Este foarte puțin probabil. Am mai primit o întrebare, chiar acum, înainte să intru în emisiune, în pauză, unul dintre ascultătorii noștri m-a întrebat dacă, pentru că sunt atât de, atât de mulți care au auzit ideea de imagine creată din pixeli și au întrebat, bine, atunci înseamnă că aș putea să creez un mozaic care să fie, de exemplu, fotografia mea. Să-mi pun fotografia mea, o creez din mozaic? Da, se poate. Eu am făcut acest lucru. Ați văzut din exemplele alăturate la un moment dat este un mozaic pe care eu l-am creat cu chipul, lui, cu chipul iconic al lui Marlimoro, dar trebuie să ținem cont că pe calculator acei pixeli poți să aibă orice nuanță, orice culoare, uneori o imagine, are pixeli în mii de nuanțe de culori, chiar dacă alegem să folosim o imagine alb-negru, nuanțe de la alb la negru pot să fie sute de griuri, pe când firmele producătoare de mozaic, evident că vor avea câteva nuanțe, două, trei nuanțe maxim pentru fiecare culoare. Deci nu este ușor să, să, obținem acele imagini atât de, cu o rezoluție atât de bună. Pe de altă parte, noi știm, pixelii sunt foarte mici, noi și dacă mărim o imagine foarte mult, dăm un zoom foarte mare, observăm că o imagine, ca să fie mai clară, trebuie să fie făcută din, din mai mulți pixeli, pe când deși mozaicul mi se pare mic, totuși fiecare pătrățică este vizibilă. Din... Există și mozaic mai mic de 2,5 cm, dar chiar și așa, ca să creăm o imagine um, care să fie inteligibilă, să înțelegem despre ce este vorba acolo, avem nevoie de foarte multe piese și atunci riscăm ca imaginea respectivă, dacă vrem să o transpunem în mozaic, să fie de foarte mari dimensiuni. Așa mi s-a întâmplat și mie cu Marlin Moro. Eu am încercat să creez imaginea astfel încât să fie un anumit număr de plăcuțe, nu mai știu, era ceva la genul 100 pe 100, dar chiar și așa e și foarte mare, avea acea, acel mozaic care un metru jumate pe un metru jumate, dar oricum poate să iasă foarte interesant. Ați observat în imaginea alăturate și niște mozaicuri în care desenele, unele sunt ca niște fotografii, sunt, sunt foarte lizibile. Acolo vorbim de compania Sicis, care a ales o tehnică mult mai sofisticată. Ei nu lucrează cu pătrățele efectiv de mozaic. Și fiecare bucățică de mozaic are o, o formă diferită. De deci ce ei au ales să meargă invers? Pornind de la imaginea pe care ei vor să o creeze în mozaic, încep să, să rupă, să creeze acele bucățele de mozaic, astfel încât ciob cioburile respective. Sunt efectiv ca niște cioburi de deci ceau, nu au formă regulată. Acele bucățele de mozaic uh, se potrivesc perfect cu detaliul pe care trebuie să l realizeze din uh, fotografie. Uh, vă dați seama că în momentul în care uh, trecem la o tehnologie de producție, în care fiecare piesă are altă formă, are altă culoare, ei, ei lucrează cu foarte multe nuanțe, uh, implică uh, și un lucru manual care este evident mult mai scump, el ia mult mai mult timp să fie realizat, practic cei care fabrică aceste mozaicuri sunt ca niște artiști, ca niște pictori care trebuie să pună bucățică de bucățică, astfel încât să creeze acele modele splendide și compania Sicis are într adevăr, și după părerea mea, una din cele mai spectaculoase tipuri de mozaic în acest domeniu, dar sunt și sunt și cele mai scumpe. Ele vin, evident, preansamblate, nu mai putem să stăm noi să, sub nicio formă să creăm modele, să punem plăcută lângă plăcuță și trebuie instalate cu meșteri specializați ca să nu existe greșeli și să iasă modelul perfect exact așa cum este cel dorit, cel achiziționat, cel din catalog și din fotografie. Cu aceasta eu am încheiat emisiunea de astăzi. Țin să reamintesc ascultătorilor noștri că ne putem revedea în fiecare luni, exact ca și astăzi, de la ora 1. Puteți să intrați și la noi pe website ca să revedeți emisiunile care au fost și în săptămânile trecute. Toate emisiunile mele, eu fiind arhitect, sunt despre arhitectură, despre design, despre interioare, vom intra și în subiecte despre grădină, ne vom extinde și în subiecte mai largi despre arhitectură, despre arhitectura orașului, despre tehnologii din arhitectură și din zona de viață urbană, ne vom extinde și către discuții ce înseamnă o arhitectură specifică unei zone, a unui oraș, a unei țări, ne vom extinde și către ce inovații s-au făcut în domeniul arhitecturii din punct de vedere tehnologic dar și evoluție artistice vom intra și în discuții despre riscurile care au existat despre dezastre și alte tipuri de, de elemente de risc care au dus din păcate la o distrugere a unui anumit gen de, de, de clădiri, a unor zone întregi naturale sau antropice deci create de mâna omului sper să sper să fiți alături de noi. Așa că eu vă spun la revedere. Ne vedem luna viitoare de la ora 1 la Arte FM. Încă o dată sunt arhitect Monica Frangulea. La revedere.